Locuință cuprinsă de flăcări în cartierul Schela din Drobeta, Turnu Severin. Focul a cuprins o casă în care se aflau 3 persoane. Deși pagubele sunt însemnate, nu au fost înregistrate victime. Proprietarii spun că flăcările ar fi izbucnit de la coșul de fum. Au auzit o bubuitură, au alertat vecinii care le-au sărit în ajutor și au decuplat curentul electric. De la coș, făcurăm focul și ne culcărăm. Și auzit proprietarii? Da, soțul e proprietarul. Și sunarăm, ne sună un vecin, sună de la fix. Sună și nu mai veni. Trecuse un sfert de oră, suna eu. Mă lua doamna aia repede, nu țipa la mine. Cum să nu țip când îmi ia casa foc? Cum să nu țip? Ce puteam să vedem decât foc? S-a auzit o bubuitură ceva? Nu. Ce ați făcut? V-ați speriat aici și în casă? Păi, nu vedeți, asta e. Ați reușit să salvați ceva? Nu, no. Că tot nu era nimic. Ați reușit să ieși din casă? Da. Familia a cerut ajutor la 112. Pompierii s-au deplasat la locul intervenției cu forțe sporite. Am văzut și eu pompierii. Poliție practic cu ei la... Da. V-ați speriat când ați văzut flăcările? Când ați văzut... Normal, da. Când am văzut normal, când ne-am speriat, am fugit. Când ieși afară, flăcără până în cer. Atât a făcut. În rest... Stați în apropiere? Da, chiar aici. Vecin cu el. Ce a fost afectat din casă? Ce... Păi, dar cine știe? Că... Acoperișul distrus. Acoperișul? Dar în casă cine văzut? Că nu intră nimeni în casă. Nu vezi că nu lasă pe nimeni să intre în casă. V-ați speriat? Doamne! Exista riscul să se extindă și la dumneavoastră? Tot ce era posibil. Era focul mare, era focul, cred că avea 10 metri în sus. Flăcările au izbucnit inițial la mansardă, după care s-au extins. În prima fază, la locul intervenției, au fost mobilizate 2 autospeciale cu apă și spumă și un smurd, după care efectivele au fost suplimentate cu încă o autospecială cu apă și spumă și un modul de descarcerare. Intervenția destul de greoaie, deoarece casa are un acoperiș cu un volum foarte mare, circa 200 de metri pătrați, care ar dea generalizat la sosirea noastră. Am intervenit cu 4 autospeciale, 3 autospeciale cu apă și spumă și o autoplatformă de la înălțime, plus un echipaj smurd. Incendiul în momentul acesta este lichidat, se lucrează pentru înlăturarea unor efecte negative ale incendiului. Cam ce ars? Acoperișul în totalitate, deoarece era, exact cum am spus, arde generalizată. Și cam atât. Era construit din lemn, acoperit cu țiglă, placat cu vată minerală. Fapt care ne-a îngreunat intervenția. Interiorul, mobilier și alte bunuri? Casa era în construcție, mobilierul nu era decât la parter, pe câte am observat în momentul în care am pătruns în casă. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. Pagubele materiale sunt însemnate. Se pare că proprietarii de-abia cumpăraseră zilele trecute mobilierul și alte bunuri din casă.